Înaintea jocului retur din dubla manșă a barajului pentru promovare, Aromușcelul Câmpulung a organizat o conferință de presă. Alături de managerul Dan Gheorghe au fost prezenți antrenorul Ovidiu Tică și autorul celor două reușite din deplasarea de la Curtișoara, golgheterul formației Simon Măzărache. Tehnicianul mușcelenilor, conștient că încă nu a fost realizat pe deplin obiectivul, speră să poată alinia la ora jocului cea mai bună garnitură pe care o are la dispoziție, ținând cont și de jucătorii accidentați, dar și de suspendarea coordonatorului de joc, George Neagu. La momentul ăsta, Costea și Leca sunt accidentați, chiar dacă au făcut antrenament, un antrenament ușor, separat față de restul grupului. Vă dați seama, atât Claudiu cât și George, eroiu, Claudiu Chirciu, au ieșit cu probleme la finalul jocului și sper din tot sufletul să aliniem, v-am spus, cel mai bun 11. Bine, ideea este la nivelul liniei de fund, acolo sunt anumite probleme, nu-l avem nici pe Mădălin Delcea la jocul de sâmbătă. De asta spun, Neagu suspendat, bineînțeles, în urma cartonașului roșu. Dar știți foarte bine că avem un lot valoric și numeros și sunt convins că oricine va juca sâmbătă își va face datoria așa cum trebuie. Simon Măzărache s-a arătat extrem de încântat de atmosfera din sânul echipei, de modul cum se desfășoară pregătirea, fiind decis să contribuie în continuare la atingerea obiectivului, dar să rămână la această grupare și după finalul acestui sezon. Sper că anul acesta să mă reîntorc înapoi și să promovez cu echipa care până la urmă iubesc cel mai mult, pentru că mi-a redat tot, m-a luat de acasă și m-a făcut fotbalist, să zic așa. Și sunt foarte bucuros că am ales să mă întorc aici și sper din tot sufletul să facem o figură frumoasă și în meciul care vine și după la Liga 3-a. Dar mai este mult de muncă, o să mă gândesc foarte bine. Managerul Dan Gheorghe contează pe un public numeros prezent în tribune la meciul retur, care să impulsioneze echipa pentru a încununa cu succes un sezon reușit. De altfel, Dan Gheorghe nu este la prima promovare cu formațiile pe care le-a condus. Un meci cu o încărcătură aparte, un meci care trebuie tratat serios din toate punctele de vedere, exact cum au menționat și colegii mei, nu este nimic jucat, avem returul, așteptăm foarte mult, multă lume la stadion să ne încurajeze din primul până în ultimul minut, deoarece avem nevoie de sprijinul lor, de aportul lor, de membrii galeriei care ne-au susținut, de Longo Campo care au fost aproape de noi în tot acest campionat, inclusiv la meciul de baraj. Și pe această cale aș vrea să invit toți iubitorii fotbalului moșelean să vină lângă echipă, pentru că avem nevoie de aportul lor în această finală, care o consider poate cel mai important meci al campionatului. Exact cum au menționat și ei, meciul tur a fost tranșat în favoarea noastră prin atitudine, prin dăruire, prin unitate de grup, prin spirit de sacrificiu, prin tranșând problemele de sănătate, care cu toții au făcut eforturi supraomenești pentru a fi cât mai mult jucători apți, pentru ca profesorul să se bazeze pe ei la acest meci. Sâmbătă de la ora 16:30, înaintea returului cu Oltul Curtișoara, va avea loc o festivitate de premiere a foștilor fotbaliști de la Vulturii Mușcelului Câmpulung și Aromușcelul Câmpulung, la împlinirea a 50 de ani de la promovarea în Divizia C, performanță realizată în iunie 1973.